În România, un copil din 4 se naște în sărăcie, motiv pentru care cutia bebelușului este mai mult decât binevenită și necesară. Acest proiect a ajuns și în Severin. 30 de mame din categorii vulnerabile care nasc în maternitatea din Spitalul de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, sunt beneficiarele proiectului social Cutia Bebelușului, dezvoltat de către Asociația SAMA și derulat cu sprijinul Primăriei Municipiului Drobeta, Turnu Severin. Cutia bebelușului, după modelul finlandez implementat în România ca proiect social de un ONG, este continuarea firească a misiunii și viziunii asociației SAMAS, aceea de a crește gradul de educație pro și postnatal în rândul cadrelor medicale și în rândul părinților, cu accent pe sănătatea mamei și a sugarului. Cutia bebelușului înseamnă un pat sigur pentru bebeluș și lucrurile necesare pentru acesta în primele 3 luni de viață. 20 de cutii au fost deja distribuite împreună cu toate informațiile și sfaturile necesare pentru alăptarea și îngrijirea noului născut, urmând ca alte 10 să fie date până la finalul anului 2020. Cutia bebelușului este un proiect finanțat de Primăria Drobeta Turnu Severin și Consiliul Local Drobeta Turnu Severin. E vorba de 30 de cutii care se dau familiilor defavorizate care nasc în maternitatea Drobeta Turnu Severin, iar cutiile respective conțin saltele, cerșafuri, pilote, proste de îngrijire și igienă pentru mamă și copil, scutece, jucării, proste de îmbrăcăminte pentru bebeluș, proste de igienă și îngrijire pentru mamă și bebeluș. În mod normal, tot ce conține această cutie ar trebui să ajungă familiilor respective undeva la 3 luni. Cutiile destinate mamelor din Drobeta Turnu Severin sunt distribuite prin intermediul educatorilor SAMAS din maternitate, care învață mamele să alăpteze corect, asigurând astfel cea mai bună hrană pentru bebeluși în primele luni de viață. Totodată, mamele vor învăța cum să îngrijească bebelușii în primele luni de viață, pentru că dragostea vine de la sine, restul se învață. Beneficiile cutiei sunt astăzi recunoscute la nivel internațional, programul desfășurându-se în mai multe țări de pe glob, precum Austria, Japonia și Statele Unite ale Americii.